deosebită onoare să vă prezint mai întâi echipa noastră. Pentru mine tenisul este cel mai dificil sport și vorbesc din punct de vedere al faptului că sunt coleg cu dumneavoastră și am văzut multe discipline. Presupune, cred, trei lucruri incredibile. Muncă extraordinară, de pe la 5-6 ani, în fiecare zi, ca la pian. Un pianist nu mai simte clapele dacă face o pauză de 2-3 zile, fetele nu mai simt mingile ca idee. Bani, mai ales familiile, enorm, nu vă puteți închipui, enorm. Iar consumul nervos, extraordinar. De aceea trebuie să le aplaudăm pentru tot ce au făcut pentru tenisul nostru. Faptul că au ajuns aici, să ajungi pe pozițiile care sunt, e un lucru absolut extraordinar. Aceasta a fost introducerea și mă bucur că sunt aici. Sunt așezat exact în ordinea în care mi-am pregătit și eu scurtele detalii. Le cunoașteți, dar îmi face plăcere să le repet. Simona Halep, jucătoarea care a intrat deja în istoria tenisului românesc pentru că este pe locul 5 în ierarhia feminină, cea mai înaltă poziție ocupată de o compatriată de a noastră. Până la Simona a fost Irina Spârlea, pe locul 7, și doamna Virginia Ruzici, pe locul 8, câștigătoare de Roland Garros. Simona așadar a ajuns într-o poziție, pe o poziție extraordinară, are 7 titluri în carieră, având în ultima vreme o evoluție absolut entuziasmantă, care a uimit lumea tenisului mondial. A debutat în Fed Cup în 2010 în Portugalia, având un raport excelent, victorie înfrângeri la simplu, 8-1. Așadar, să fim alături sâmbătă și duminică de Simona Halep. Sorana Cârstea, locul 27 în ierarhia feminină, după ce pe 12 august anul trecut a fost pe locul 21. Atunci pierduse în fața Sirinei finala de la Montreal. Are un titlu în circuit, sfert finalistă la Roland Garros, 4 titluri la dublu. În 2007 a fost prima jucătoare din țara noastră care a disputat o finală din circuit după 7 ani, cea de la Budapesta. Vă reamintesc turneul de la Budapesta în care sper să le revedeți, s-a mutat la noi în luna iunie. Sorana a fost cea mai tânără jucătoare care ne-a apărat culorile în Fed Cup. În 2006, atenție, avea doar 16 ani și 2 săptămâni când și-a făcut debutul în această competiție. 12 meciuri în Fed Cup, 8 victorii, a învins în carieră mai multe jucătoare din top 10. Să-i ținem pumnii în weekend Soranei Cârstea. Monica Niculescu, locul 79 la simplu, după ce pe 27 februarie 2012 a fost pe locul 28, locul 33 la dublu, după ce a ocupat locul 24 pe 7 iunie 2010. Are un titlu în circuit și 4 titluri la dublu și alte 9 finale disputate. Este atenția al 8-lea an în care Monica va reprezenta România în Fed Cup. Un amănunt cu sora sa Gabriela, tenismenă foarte bună, a reușit să câștige toate cele 8 meciuri la dublu în care a jucat pentru culorile noastre. În februarie, în Ungaria, a jucat excelent alături de Irina Begu, contribuind din plin la prezența României în această fază a competiției. Cu Irina are un turneu câștigat și o finală disputată. Să fim și alături de inimoasa Monica Niculescu. Irina Camelia Begu, locul 120 la simplu, după ce pe 12 septembrie 2011 a fost a 38-a. Locul 68 la dublu, după ce pe 30 iulie 2012 a fost a 35-a. Are un titlu la simplu și 3 la dublu, așa cum am spus, unul cu Monica Niculescu. Este campioană europeană la junioare, atenție. Accidentările au îndepărtat-o din top 100, însă a jucat foarte bine în începutul acestui an. Am văzut-o personal, la locuri, cum se spune. A câștigat proba de dublu la Rio de Janeiro, lucru iar important. Și a mai avut o șansă. La Olimpiada de la Londra, în primul tur, a căzut cu Victoria Azarenka din Belarus, o cunoașteți cu toții, reușind un prim set de excepție pe care l-a și câștigat. A jucat excelent atunci. Alături de Monica, Irina va reprezenta, în mod cert, unul din punctele noastre foarte sâmbătă și duminică. Să fim alături de Irina. Puțină lume știe mai multe date despre Alina Cercel Tecșor, capitanul nostru nejucător în centru. A reușit să unească spiritele, nu este ușor, și să conducă, iată, cu tact echipa noastră în februarie în Ungaria, către acest meritat baraj pentru grupa mondială 2.
Detaliile care voiam să le spun foarte pe scurt, a fost tenismenă de performanță, a câștigat la 16 ani Eddie Herr, care este un turneu foarte puternic la junior, un fel de campion mondial, campionatele europene de est și, atenție, un detaliu, a jucat în Fed Cup la sfârșitul anilor 90, când Irina Spârlea și Ruxandra Dragomir nu ne-au mai reprezentat culorile, alături de era Luca Sandu și Alice Pârșu, a jucat împotriva Italiei, România a pierdut atunci, a căzut din grupa mondială, dar Alina Teixeira a bătut-o pe Pizzichini, numărul 38 mondial în acel moment. Alina își dorește ca acum să ducă fetele din nou în grupa mondială și discretă, repet, are un rol important în crearea acestei atmosfere excelentă în sânul echipei noastre. Deci, capitanul de jucător, Alina Cercel Teixeira. Acestea fiind spuse, întrebări. Cătălin Cincu, Sport Evolution. Simona, este primul meci după accidentarea din martie. Crezi că va conta acest lucru în meciurile din weekend? A fost o pauză destul de lungă de când am mai jucat meci, dar m-am recuperat foarte bine, foarte repede după accidentarea de la Miami. Am fost nevoită să fac acea operație la deget. Sunt bucuroasă acum că pot să fac parte din această echipă frumoasă, să aduc un punct României, pentru că este nevoie de victoria mea în această echipă, dar nu vreau să-mi pun presiune, vreau să joc ce știu eu și să fac tot ce pot, să lupt pe teren, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să joc pentru țara noastră. Alex Brădescu, DigiSport. Era Serbia un adversar de evitat, având în vedere că există Elena Iancovici și Ana Ivanovici? Și care dintre cele două e mai periculoasă din punctul vostru de vedere? Simona, Sorana? Normal, pe hârtie am picat cu cea mai grea echipă, să spun așa, pentru că nu e ușor să joci contra Anei și nici contra Elenei. Într-un fel e bine că vine doar Ana, însă și a doua jucătoare a lor, Iovanovski, e 35 sau oricum primele 40, deci este o jucătoare destul de periculoasă. Însă, în general, eu sunt gen de persoană și cred că toată echipa nu ne focalizăm foarte mult pe adversar cât pe noi. Se știe că în Fed Cup valorile se egalizează, fiecare, oricine poate să bată pe oricine. Publicul contează foarte mult, iar noi suntem într-o situație nouă, pentru că nici nu ne-am mai confruntat cu această oportunitate, să spun așa, și suntem foarte încântate că am reușit să aducem echipa până aici și cred că toate vom da ce vom avea mai bun și vom face tot posibilul să obținem un rezultat pozitiv. Radu Faur, Pro TV. În programul acestei întâlniri, Ion Țiriac scrie că că de aici poate să înceapă ascensiunea României în Fed Cup spre marele trofeu. Vă gândiți la așa ceva? E posibil? Sigur, este foarte important în primul rând să depășim această întâlnire și apoi să ne gândim ce facem mai departe. Pe hârtie, echipa noastră are valoare de grupă mondială, după cum ați văzut și clasamentele fetelor. Dar suntem pozitive și cu siguranță ne gândim mai sus. Asta e absolut normal și firesc. Da, mi-aduc aminte pentru că meciul acela am fost foarte aproape să ajungem în aceeași postură în care suntem acum și îl mai visez uneori noaptea. Într-adevăr, nu cred că micul scandal care s-a întâmplat atunci a avut vreun rol sau ne-a afectat într-o anumită măsură, dar am uitat de ce s-a întâmplat acolo, dacă într-adevăr mai mi-amintesc ceva, este rezultatul. Dar acum este un nou meci, o nouă oportunitate, vin cu altă echipă și cred că și noi suntem altă echipă, toate suntem venind în altă postură și cred eu că, indiferent rezultat, vor fi niște partide superbe. Pentru Alina, procentual așa, cam cât crezi șansele noastre prin absenția de Iacovici? Da, nu prea putem să discutăm procentual neapărat. Avem șanse egale. Ținând cont că jucăm acasă, ne crește foarte mult șansa noastră. Dar meciurile vor fi foarte disputate. Tocmai de aceea vrem să fim concentrate și focusate pe fiecare meci. Fără Iancovici, totuși, mai simplu?
Nu aș spune că este neapărat mai simplu. Sigur, este mai bine fără Iancovici, dar este la fel de greu ca și atmosferă, ca și presiune, deci noi suntem pregătite să jucăm la cel mai înalt nivel. Mihai Tăbaltoc de la TVR, sunt, ce sentiment aveți înaintea unui meci atât de important? S-a creat o emulație incredibilă în jurul acestui meci. Care este sentimentul? Al meu sau al fetelor? Sau al echipei? Tuturor, al echipei. Fetele sunt unite, își doresc foarte mult să... Au realizat în februarie valoarea echipei, chiar dacă este un sport individual, Cupa Federației înseamnă echipă în sine. Și da, într-adevăr, avem o emulație bună, o altă echipă, alt stil de a aborda lucrurile și tocmai de aceea am făcut un pas înainte în februarie, pe care sper să-l continuăm și aici. Sorin Savin, București FM. Din punct de vedere valoric, pentru că tu ai o experiență mare în Cupa Federației, fetele pe care le ai astăzi în echipă, cam pe unde se situează privind în urmă? Se vorbește că este cea mai valoroasă echipă de Cupa Federației care am avut-o până acum, care am reușit să o aliniem. Este sau nu este adevărat? Da, este adevărat. Tot aceste fete au mai jucat în nenumărate rânduri în Cupa Federației, dar cu alte clasamente. Ele sunt astăzi din nou aici, cu un alt stil de abordare al meciurilor, că au progresat foarte mult și sunt mult mai mature. De aceea avem o altă echipă. Ați văzut foarte mult progresul fetelor din ultimii ani, deci cu atât mai mult sunt împreună aici, este un atu pe care l-are România în momentul de față. Carmen Mandiș, Dolce Sport, două întrebări. Întâi pentru Monica, pentru că ai fost descrisă drept inimoasă. Simți că faci parte din cea mai bună, cea mai frumoasă echipă de fete acum? Se tot spune că sunteți unite, vă vedem cu zâmbetul pe buze, numai glume, să fie una tu? Da, sunt onorată să fac parte din această echipă frumoasă, fetele sunt prietenele mele și mă bucur să mă aflu aici. Eu cred că avem șanse mari pentru că suntem o echipă și eu mă simt foarte bine aici și chiar s-a simțit când am jucat dublu cu Irina la Budapesta. Am încercat să dau tot ce pot și cred că am reușit să fim o echipă. Eu m-am simțit foarte bine. Meciul cu Marea Britanie am jucat un nivel incredibil și s-a și văzut în rezultat. M-am completat cu Irina, eu m-am simțit foarte bine, cred că și Irina, și sper să aducem punctul bun duminică. Vă dorim succes și pentru Simona, presiunea locului în clasament te obligă la mai mult, o resimți sau ai învățat să o gestionezi? Pentru că toată lumea, în principal, este cu ochii pe tine în această echipă, mă gândesc. Da, viața mea s-a schimbat foarte mult. Să fii top 5 este foarte greu, pentru că este o presiune în plus. Dar eu aș vrea să-mi păstrez calmul, să fiu ca și cum aș fi 15 sau 10. Pentru mine clasamentul nu contează așa mult. Îmi doresc foarte mult să intru pe teren și să joc relaxată, cu bucurie, pentru că eu cred că acesta a fost secretul meu de până acum, să iau plăcerea jocului și să mă simt bine pe teren. Este o presiune pentru mine, fiind prima în echipă, pentru că îmi doresc foarte mult să aduc ambele puncte României, dar știu că va fi un meci foarte greu. Amândouă sunt jucătoare puternice, mai ales că Ivanovici a câștigat un Grand Slam și are multă experiență. Însă în Fed Cup, așa cum a spus și Sorana, fiecare joacă tenisul ei cel mai bun și încearcă să câștige pentru țara sa. Eu voi da tot ce pot sâmbătă și duminică, sper să mă simt bine, avem nevoie de public pentru că este un avantaj jucând acasă, iar contra Serbiei este nevoie de un punct în plus, ceea ce avem. Sper să vină mulți oameni să ne susțină și să fie alături de noi, pentru că eu cred va fi un weekend foarte frumos pentru toată lumea. Aș vrea să mai profit, dacă tot am pus mâna pe microfon, să vă întreb în special pe voi, faptul că vi se va cânta imnul și veți trăi acel moment, credeți că o să vă copleșească sau ajungeți, este un moment în care vă veți simți împlinite? Și Sorana și fetele, să le rog să răspundă. Eu aștept de mult acest lucru. Îmi place foarte mult să mi se cânte imnul, chiar dacă se întâmplă doar la echipe. S-a întâmplat la juniori odată și mi-au dat lacrimile. Eu sunt o fire mai sensibilă. O să trec cu bine peste acel moment și cu siguranță îmi va da încredere, putere ca să lupt în timpul meciurilor. Facem parte dintr-o echipă, jucăm pentru țară și, așa cum am spus și Alina, tenisul este un sport individual și în fiecare săptămână ești tu cu antrenorul tău, tu îți vezi de treaba ta și tu ești prioritar.
În această săptămână sau tot timpul când se apropie Fed Cup, am reușit să creăm această atmosferă de echipă în care comunicăm foarte mult și asta cred că ne ajută. Și normal că e onoare și tot timpul s-a spus că este mai multă presiune, însă am încercat să privesc lucrurile din alt punct de vedere. Ar trebui să fie o bucurie să scânte imnul, o bucurie să fie acolo și, așa cum am spus, onoare să poți să-ți reprezinți țara la cel mai înalt nivel, pentru că unde suntem noi acum este crema, să spun. Abia aștept să înceapă meciurile. M-am bucurat tare mult când am văzut că jucăm acasă. Eu o să am emoții, dar ce să zic, vreau să câștigăm, să jucăm bine și mă bucur tare mult că jucăm acasă, a fost o veste foarte bună. Da, este un moment nou pentru noi și e un moment unic atunci când ți se cântă imnul. Cum a spus și Simona, acest moment l-am avut doar la junior și mă bucur că jucăm acasă și sper că va fi foarte multă lume să ne susțină. Două întrebări aș mai avea și eu. Prima este pentru Soran. Acum te simți din punct de vedere fizic? Se vorbea ceva despre o accidentare ușoară? N-am să vă spun și dacă mă simt bine și dacă mă simt rău, nu cred că trebuie să intrăm în detalii. Eu sunt pregătită, sunt cu sufletul aici. Alina va fi cea care ne va, să spun, direcționa și așa cum am spus, prioritatea mea este să dau tot ce pot, să încerc 100% și mai departe vom vedea. De multe ori așa e în tenis, așa e în sport, poți să faci tot ce e mai bun și să pierzi, așa că încerc foarte mult să nu mă focalizez pe rezultat, ci pe lucrurile care vor duce la un rezultat pozitiv. Este o manicură, da, nouă, specială și sper să ne poarte noroc. Pentru Irina și pentru Monica, voi vă cunoașteți de foarte mult timp, am jucat tenis împreună foarte mult timp. În ultima perioadă, rezultatele foarte bune pe care le-ați obținut prin intermediul jocului de dublu. Faceți echipa de dublu aici în Cupa Federației. Din punctul vostru de vedere, dacă ați juca împreună, cam pe ce loc ați ajunge în clasamentul mondial? Noi în anul 2012 am jucat 3 sau 4 turnee și am câștigat un turneu, am făcut sfert de finală la Australian Open și o finală tot la un turneu WTA. Pot să spun că din 4 turnee am avut rezultate foarte bune și cred că am fi un cuplu foarte bun, însă Monica acum face echipă cu Clara Zakopalova și eu am început să joc cu Maria Irigoyen, ținând cont că eu am jucat alte turnee, clasamentul meu la simplu fiind, am ieșit din prima sută automat, trebuie să joc alte turnee, dar sper atunci când voi intra în prima sută sau primele 50 să facem din nou o echipă foarte bună. Pentru Sorana Răzvan Ionașcu, Canal D. Se știe faptul că ești foarte bună prietenă, ai declarat de fiecare dată că cea mai bună prietena ta este Ana. Ai discutat cu Ana despre acest meci? Cum a reacționat în momentul în care ați aflat că România joacă contra Serbiei? Toată lumea deja știe că Ana e cea mai bună prietena mea deja de câțiva ani de zile. Noi, chit că suntem adversare, atâta timp suntem foarte mature și știm să ne vedem prioritățile și așa cum am spus, fiecare vine la serviciu. Asta e jobul meu. În momentul în care am intrat pe teren, sunt la serviciu. Obiectivul pe care îl am este să aduc un punct echipei, să aduc un punct România, același obiectiv care îl are și ea. După ce se va termina meciul, ne vom strânge mâna, vom fi din nou cele mai bune prietene. Am vorbit zilnic cu ea, am vorbit și în această dimineață. Normal, nu vorbim de meci sau de altceva, însă, așa cum am spus, poate e mai ușor să joc la Fed Cup contra ei, pentru că fac parte într-o echipă, iar tot ce-mi doresc pentru mine este ca această echipă să câștige și să reușim să ajungem mai departe. Dar după atâta timp lucrul acesta nu mai influențează. Deja face parte din sport și din tenis.